Tiberiu Nițu a fost numit în funcție în mai 2013, după ce prestația sa la audierea în Consiliul Superior al Magistraturii a fost criticată de multe voci din sistemul judiciar. E prin cea mai grea procedură de numire a unui procuror. Am înțeles. Bun, trecem mai departe. Țin să subliniez și să accentuez acest lucru. Eu trec prin cea mai grea procedură. Nimeni n-a trecut prin procedura asta până acum. Procurorul general al României a avut puține apariții publice în cei aproape 3 ani de mandat, iar unele dintre propunerile sale au fost cel puțin inedite. Niciun procuror din România să nu mai poată avea port USB accesibil asta, pe stația de lucru sau pe laptop. Tiberiu Nițu a cerut și măsuri pentru ca în presă să nu mai apară stenograme din dosarele penale. Obiectul discuției noastre este următorul. Într-un referat, în loc să se scrie în ziua de... la ora D, între inculpatul Ionescu și Georgescu a avut următoarea discuție, două puncte ghilimele, să se spună așa, inculpatul Ionescu îl cunoaște pe inculpatul Georgescu, a se vedea fila 5, volumul 6 și așa mai departe. În mandatul său a avut de gestionat mai multe situații de criză, accidentul aviatic din Munții Apuseni, prăbușirea elicopterului Smurd în lacul Siutghiol și tragedia din Clubul Colectiv. Sunt unele dintre dosarele care au fost instrumentate de procurorii parchetului general. O altă anchetă care a atras atenția publică s-a referit la retrocedările ilegale din Comuna Nana. Printre terenurile pe care s-a pus sechestru se aflau și unele cumpărate de familia fostului președinte Traian Băsescu. Traian Băsescu va suna după ce a spus sechestru asupra bunurilor din dosarul Nana? A sunat la cabinet. Și ce a cerut, dacă ne puteți spune? La această întrebare nu eu vă pot răspunde. Doamnă, orice aș spune acum, aș spune, dar de unde știm că e așa? Și eu sper că veți vedea în zilele următoare de ce l-am sunat. Deci a face o declarație să spun, nu mi-a răspuns, dar să știți că asta aș fi vrut să-i spun, e... O altă controversă în care procurorul general a fost implicat s-a referit la zilele Revoluției din 1989, când era soldat în termen. A fost acuzat în spațiul public că ar fi tras la ordinul superiorilor în manifestanți. Afirmații care nu au niciun temei juridic. Dar dincolo de aceste afirmații, ați tras la Revoluție? Care a fost implicarea în timpul Vă rog să nu insistați, nu intenționez să alimentez un subiect creat artificial. Cel mai recent interviu în mass media al procurorului general a fost pentru Digi24. Tiberiu Nițu a vorbit despre decizia Curții Constituționale prin care anchetatorii sunt obligați să trimită în judecată toți suspecții, indiferent de cât de măruntă este infracțiunea de care sunt acuzați. Toate acele cauze cu autor cunoscut, care până în acest moment ar fi fost soluționate prin renunțare la urmărire penală, din momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial vor ajunge cu rechizitoriu pe masa instanțelor de judecat. Vor fi costuri suplimentare cu expertize, vor fi costuri suplimentare cu proceduri de citare, vor fi costuri suplimentare cu avocații din oficiu. La sfârșitul anului trecut, procurorul general a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să se poată întoarce, după expirarea mandatului, la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Cererea a fost admisă. Tiberiu Nițu este procuror de 21 de ani. De-a lungul timpului a deținut mai multe funcții, printre care și cea de adjunct al procurorului general, într-unul dintre mandatele Laurei Codruța-Chioveși, dar și pe cea de inspector în cadrul Inspecției Judiciare a CSM.